faceți la ora asta în București cu toții? Asta este întrebarea lui Mario Presi, care a ieșit și el din casă la ora 3:30 și a zis: aoleu, e lume pe stradă, ce fac, încotro mă duc? Deci, salut, Renato! Salut! Ochelarii, unde sunt ochelarii? I-am aruncat. Da, perfect, am Mario, mulți. Am o comandă. Mama mea. Nu că Liviu, în tinerețe avea și el părul lung. Da, ai dreptate. Deci nu se poate. Ia uite. Sună frumos. Sună frumos, dar e o comandă specială. E cum trebuie. E exact ce trebuie. Mario Fresh, oameni buni, după ce s-a chinuit să-și lase freza asta de gangster. Băi, stai mă, de ce, mă? Nu face glume. Dar nu faci. Eu mai am de făcut un clip foarte serios, important tare pentru cariera mea. Da, ia fi atent, de fapt. Și trebuie să-și lase părul să crească. Da, puneți ochelarii, un pic că zic că semen cu vârciu tânăr, nu știu de ce. Uite că am găsit o poză. Cu seamănă aia. Să punem, să facem o fereastră. Ia stai să vedem. Trebuie să schimbăm un pic. Trebuie să mai tundem un pic. Trebuie să într-o parte. Păi, la aranjăm. Stai așa, stai atenți. Dați zoom out, dați zoom out. Și prietenul nostru, Mario Freșu. Ia uite-l, bă, băiatule, altă treabă. Nu mă, are un ceva din vârciu în tinerețe. Are, nu? Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Asta e bine, mă. Poți să mai zici încă o dată, te rog frumos, la cererea publicului pentru telespectatorii noștri. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. La ele-i prima tătrii au fost. Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubești. Gata că după aia ne facem de maneliști. Da. Și știi că noi nu cântăm maneli. Haideți să luăm un loc. Unde luăm? Pe canapea sau la bar? Pe canapea, că suntem obosiți, avem probleme cu sciatic, cu Cătălin. Dar ce ai puțin? De la vârsta asta, Mario, de la ce se întâmplă asta, cu viața ta, Mario? Mă apasă prea multe, mă apasă mult prea multe. Păi uite, de exemplu, Cătălin, împreună cu Renato, că oricum, de o perioadă, numai în formula asta, mergem în concerte, lansăm piese. Știi că sunt sincer cu tine, Renato te înșală. Renato? Atât am avut de zis. Nu prea cred. Nu merge doar cu, cine, cu tine. Cu cine, cu nu merge doar cu tine și nu vine doar cu tine. Acum două săptămâni a fost aici cu Aza. Da, au știu, cântat împreună. Știu. Deci da, 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 a fost așa, colegial, prietenesc. Colegial, deci... Care, nu înțeleg. Deci asta vreau să zic, că nu că el zice, domne, numai cu mine, Renato, noi facem echipă. Renato, imediat când a simțit că nu ești acasă, pac, a venit cu Aza la emisiune. O trec și de pe stânga, de pe dreapta. Exact. Bă, oamenii ăștia sunt foarte talentați, asta este tot ce contează, oameni buni. Piesa aceea necesară trebuie să se audă în toată lumea și ar fi cazul să se audă în toată lumea la un moment dat, poate vara asta. Tu știi ceva? Ce? Tu știi ceva? Sau? Halahalaham, normal. Ce, mă, ce vrea să însemne asta? Nimic. Ce? Eu nu știu. Eu nu știu, că probabil de din casă, dar eu nu știu ce. Te-ai prins? Ce vreau să zic. Ideea e că piesa necesar probabil să se audă în toată lumea, dar până atunci ce cântăm? Mai cântăm ceva? Nu știu, ceva? Că eu mă uit acum la Greta, care pune sosurile picante. Da. Pentru că îmi plac sosurile alea și vrei să spun ceva, îmi plac mai mult buletele alea de cașcaval și eu acum sunt la fasting. Da. Și te văd de, da. Fiat, te văd de 3-4 ori te văd. Și îți dau două bulete. Două bulete, nu? La tot răspund. Răspunde? Numai. Să se taie asta, că pe urmă, Doamne ferește. Bun. Hai să spunem... Da, să spunem de ce am venit. Da, să spunem și de ce am venit. Scopul vizitei. M-am uitat la ăsta mic de a câștigat România Talent. Demențial. Da, ai văzut, bro. Să trecem la treburile noastre. Haide, Cătălin, că deja nu foarte, foarte bun, Robert. Și îl așteptăm cu mare drag de fiecare dată la noi. Rareș, vrei să spunem. Rareș, pardon. O să vină Rareș. O să vină, pregătim ceva acum de ziua copilului. De asta, o să vezi. Deci care e scopul vizitei? Deci, spuneți-ne de ce. Scopul vizitei. Și eu cu colegul meu Mario Fresh, pe care nu-l înșel, așa cum se speculează. Oamenii sunt. Avem un EP la care lucrăm de ceva timp. Deci deja, o variantă mai scurtă a unui album. Da, extended playlist. Avem deja două piese scoase. Da. Mai urmează să iasă încă trei. Exact. Le puteți găsi pe YouTube, pe orice platformă digitală. Streaming, da. Am lansat până acum Pasiunea mea și Arogant, bine, Arogant se numește, noi am scris titlul R-O-G-N-T. Da. Este un EP afro, pentru că ne-am gândit la șoldurile oamenilor de vara asta. Adică vara asta să se danseze, să se bucure lumea, corect? Așa, să se miște puțin. Urmează și următoarele trei, care sună extraordinar de bine. Am pregătit și niște vizualizere. Da, o să cântăm probabil Pasiunea mea. Avem și niște vizualizere foarte tari. Ultimul clip este... Ultima piesă are un clip, are un clip întreg, un clip deci oficial. Deci pentru ultima piesă a fost buget, practic. Așa, da, exact. Da. Doar pentru una a fost. Pentru celelalte nu l-am luat în seamă. Deci, și voiam să spunem că lansăm live oficial pe 1 iunie. De ziua copilului. Adică avem un concert pe la care încercăm să îl facem, să facem cât mai... Păi nu cred că putem să spunem... E Herăstrău, acolo este o cafenea cu muzică rock tare. Aha, ok.
Ah, foarte bine gândit o, ca, asta, da, foarte. O cafenea cu muzică rock foarte tare. În Herăstrău. Acolo practic lansați voi albumul, nu? Da, da, pe 1 iunie, da. Deci știi că ziceau oamenii că semeni tu la voce cu Smiley. Da. Acum Smiley avea concertul lui pe 1 iunie la Arena. Acum și tu pe 1 iunie lansezi album cu Renato. Deci până la urmă... Dar eu chiar nu încerc să-i fur locul, să știi. Păi, noi chiar suntem prieteni buni. Nu zic că încerc să-i fur locul. Doar făceam niște asocieri da, de evenimente frumoase. Da. Când oamenii unesc semănăm, oamenii frumos. Dar... moderat. El și... se însoară, de exemplu. Da. Săptămâna uite, viitoare. La asta nu se mai încă nu. Tu încă nu te însori. Da. Încă nu te însori. M-am pus și picior peste picior. Uite. Perfect. Bun. Bine, bun. Tu nu râde. De ce? Tu nu râde. Renato, la tine cum merge? De 5-6 ori pe săptămână. Păi da, mergeți amândoi la bibliotecă în fiecare weekend, e da, normal. Exact. Da. Și ne uităm așa. Mhm. Ce faci, Ciucă? Bine, Mario, tu ce faci? Am înțeles. Deci oamenii se întâlnesc la bibliotecă în fiecare bine, sâmbătă seara. Bine, ultima dată Mario era cu părinții. Unde mai erai la club cu da, părinții? Da, mă, de la prea mult citit. Club. Deci, dar tu erai la club, te duci la club cu părinții? Era ziua. Da, era ziua. Era ziua. Era ziua cui? Era ziua. Era ziua, era lumina afară. Era pe club de zi. Am înțeles, da. Deci v-a prins ziua. Eu merg oriunde mă cu ai mei. Ai mei sunt cei mai buni prieteni pe care i-am. Bă, love you, mama, love you, tata, știu că se uită cu și toți. Și am putea să o saltești da, pe sora ta, adică... Și cred. Pe sora, și pe bunica, și pe bunicul, toată lumea. Se uită? Bună, mama. Toată familia. Se uită și mama. Și mătușa, și... Foarte frumos. Și mătușa, și mama soacră, cred că se uită. Da, da. Mama toți. Soacră, știi că e aici, alături. Mergem să salutăm. Exact. Dăm invitații la concert. Exact, mama soacră, vine la concert. Cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță. Bun, oameni buni, deci Mario Fresh, un băiat foarte talentat și Renato de asemenea. Au piesa asta pe care o să o cânte acum pentru dumneavoastră ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Piesa se numește... Pasiunea mea. În colaborare cu Călinacio. În colaborare cu Călinacio, care nu este aici cu da. Noi astăzi. Dar cântăm noi pentru el. Și eu zic că ne bucurăm de piesă și căutăm pe YouTube mai multe. Mai voiam să vă mai spun un singur lucru. În caz că vreți să fiți alături de noi, pentru că am pregătit un show extraordinar de frumos și ceva total diferit de ce facem noi până acum, intrați la noi pe Instagram și aveți acolo toate detaliile. Da. Deci bravo, ne vedem pe 1 iunie. Bravo băieții. La cafeneaua din Herăstrău. Bravo băieții noștri. Mario Fresh și Renato ne cântă oameni buni. Bucurați-vă de muzica lor și haide să fie așa weekend. Adică să... o gură de apă. Te rog frumos, Mario. Până la fund, chiar e recomandat 2 litri de apă pe zi. Foarte. Mai ales când ești la fastic. 5 litri beau. Da? Da. Bun. Cântăm oameni buni, iar apoi trecem la sosurile picante. Cine credeți că vine? Dea Maxer. E acolo și așteaptă întrebările picante. Dar până atunci cântăm. Să aveți succes la mulți ani sărbătoriților de astăzi și să ne bucurăm de oamenii ăștia talentați. Pa, Mario, ne vedem diseară. Ne vedem diseară, Ciucă. Love
Bravo! Mulțumim mult de tot, băieți, mulțumim mult de tot, să aveți succes, baftă, să fie vara voastră. Mulțumim mult de tot, să fie vara voastră, băieți. Asta e vara mea. Exact. Mi-au ochelarii, că n-am cum să plec fără ei, că mă duc la concertel. Concertelul, să se facă concert, Mario, până ajungi, da? Show. Să fie concert mare cu toată lumea prezent acolo. Bine? Salutări, băieți, numai bine. Doamne ajută. V-am pupat. Să fiți fericiți. Să aveți o zi în continuare. Extraordinară. Dacă fac așa cu părul. Mulțumesc frumos. Nu, că sunt tare, țiplă.